În continuare, are cuvântul secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, domnul Codrin Dumitru Munteanu. Înalt pasințile voastre, stimații reprezentanți ai grupului diplomatic, domnule secretar de stat, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, domnule președinte al Județului Covasna, domnule general, stimați ofițeri, subofițeri, maiștri militari, soldați, gradați, profesioniști, onorată asistență. Suntem extrem de onorați de a participa astăzi la ceremonia de reinaugurare și sfințire a cimitirului eroilor români și străini, morți în primul război mondial, eveniment comemorativ ce se înscrie în seria activităților cuprinse în programul național al manifestărilor prilejite de aniversarea centenarului primului război mondial, aprobat prin hotărârea Guvernului 821/2015. Trăim, în prezent, într-o lume în care este o datorie morală să nu uităm pe eroii care s-au jertfit pentru neam și țară, marcând prin sângele vărsat pagini glorioase în istoria statului român, precum și în istoria europeană. În cimitirul eroilor de onoare de la Poiana Sărată, amenajat ca cimitir de campanie în anul 1916, sunt înhumați peste 2000 de eroi români, germani, unguri, austrieci, ruși, evrei și turci, care au murit în acele lupte desfășurate în intervalul 11 octombrie 1916-22 august 1917. Luptele sângeroase au fost purtate pentru apărarea trecătorului Oituz, obiectiv de importanță strategică ce putea permite inamicului pătrunderea spre zona carboniferă Mionești-Comănești. În perioada anilor 1927-1930, cimitirul a cunoscut reorganizări succesive efectuate de către Societatea Cultului Eroilor, acțiuni care au dat aspectul definitiv, cel pe care de altfel îl vedem și astăzi la această necropolă. La împlinirea 100 de ani de la comemorarea începutului acestor sângeroase lupte, suntem cuprinși de un profund sentiment de recunoștință și aducem un pios omagiu eroilor înhumați în acest cimitir. România a fost printre primele state care au manifestat respect față de mormintele eroilor din primul război mondial, indiferent de naționalitatea acestora, în deplină concordanță cu angajamentele convenite în cadrul Conferinței de Pace de la Paris. Suntem datori, în prezent, să ne reamintim că militarii români înhumați la Poiana Sărată fac parte din cei peste 300.000 de eroi români care, animați de dorința de întregire națională, au murit în luptă sau în prizonierat, fiind înhumați pe teritoriul României și al altor state europene, participante la prima conflagrație mondială. Evenimentul de astăzi cinstește memoria celor căzuți la datorie în acțiuni militare, reflectând în același timp interesul și preocuparea Ministerului Apărării Naționale, a Oficii Naționale pentru Cultul Eroilor, care a asigurat de altfel 90% din finanțarea reabilitării acestui monument, și în ultimul rând a autorităților locale pentru amenajarea, restaurarea, protejarea și întreținerea mormintelor și operelor comemorative de război, considerând acest loc ca fiind o pagină importantă din Marea Carte a Istoriei Naționale, iar jertfa eroilor români trebuie cinstită și prezentată cum se cuvine generațiilor mai tinere. Onorată asistență, scopul activității la care suntem prezenți nu este acela de a tulbura liniștea acestei lumi de eroi, intrată în veșnicul ei repaus, ci să învățăm școala înțelepciunii și pilda datoriei. Eroii nu cer lacrimile noastre, așa cum emoționant grăiește și inscripția aflată pe fațada monumentului central. Nu vărsați lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviți-i. Ei pretind, în schimb, în mod imperios, recunoașterea sacrificiilor sublim, care să constituie un exemplu și stimulentul pentru noi eroisme, de care va avea nevoie completa consolidare și viitorul poporului român. De aceea, această prioasă manifestare are și un caracter pilduitor pentru generațiile ce vor urma și este, în același timp, o mare mângâiere pentru urmașii eroilor noștri. La acest aniversar și cu gândul și cu sufletul alături de toți compatrioții noștri care au murit în războaie pentru apărarea țării, se cuvine să ne amintim că avem cu toții datoria morală de a ne apleca mereu asupra trecutului, de a ne recunoaște valorile și de a ne respecta eroii. Pretutindeni în lume se procedează la fel, națiunile își cinstesc propria istorie și este firesc să fie așa, pentru că în felul acesta, întemeindu-se pe faptele trecutului, își pot contura viitorul pe care și-l doresc.